How are you? Sunt bine. How are you? Sunt rece. I'm okay, thank you. I'm fine. Vă așteptăm la bere. Si. Seara, bună seara. Uite dovada, băcați. Nu putem acum să mai înjurăm că... mai ne vrei acum. Hai să treacă ăștia. Mega? Da. Băi, cine e, nu? Cine poate să fie la ora asta? Iată, vine un sol de pace! Formația Big Band a Fatana, America, California. Bună seara, să trăiți. Iată-l pe domnul Ovidiu. Ce faci, mă? Și? Te duci să apuci bere? Păi mi-am luat două beri de acolo. Dar și băut deja, nu? Da, mai am una. De unde mai e? În sac. Păi și unde te duci, mă? Păi după voi veneam. Păi mai e timp să te duci să mai ai bere. Mă, dar eu la 10 dimineața cânt, tu ești de bărbine. Asta, mă, ce liber? Cum să fiu liber, mai nebunit? Tu la 10 dimineața. Gata, întoarcere. Întoarcerea, omul cu filmarea, cum se vede noaptea, tată? Bine. Ia arată și mie. Stai că sunt luminile alea. Și dacă bagi bălăcău, ce sunt? Ai încercat să vezi? Ce are? Arbis de der. Da? Arbis. Ce? Pe cine? Păi no, Garbis, Garbis de der. Garbis. 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 Cu G. Garbis. Garbis de der. De la Garbis, tata, de la Garbis. No. Păi mai punem noi un Garbis. Acolo. Și frate, să-i Capriel de der. Capriel? Capriel de der, da. Cu da. Armen. Armenești? Da. Dedean, Halagian, nu știi? Dedean știu, dar Garbis da. Și Capriel. Prenume de ale lor. Nu? Deci am trecut strada pe loc nepermis, dar asta e. Sper să nu luăm un tichet. Noi știam, dar n-am vrut să spunem la nimeni. Hai bă, ce faci cu strada aia? Treci odată. Hai, Ovidiu, nu uita, America e țara mea, eu aici m-am născut, am crescut și m-am făcut. Stimați telespectatori, am greșit. Ai greșit în multe locuri și cu născutul. Acum îmi văd și eu camera cât de frumoasă. Și cu născutul și cu toate astea ai greșit. Ai greșit și cu născutul și cu tot. Am născut în România, într-o țară de gola. S-a abolit slavia. Dar într-o zi... Ai văzut mă alarma aia de la... Da, pe toată suna. Dar de ce, mă? Mișto? Oasă, foc! Oasă! Acum îmi văd și eu la altcineva în mână, mișterii. Când ajunge cu ea în țară, ce o mai vinzi? Cine s-o vă, nu eu, am da. Ce vreau dat ai nebunit, asta numai în criză. Vezi, îți dădeam exact banii care am dat pe asta, îți dădeam pe ea. În criză, în astea, vezi? Băi, da? Îți dădeam banii care păi am dat da, pe ea. Păi da, ieșeai în pierdere, că n-aveai deci... nici case, așa? N-aveai nici... Păi da, dar îți dădeam 220, da? 220 de dolari, da. Ți-am zis. De fapt, ți-am zis 200, dar mai puneam eu 20 așa, că-s băia bun. Îți dai seama, frate, de la 260 la 460. Dar eu ce să-ți fac, mă, acum ai fost greșeală, a mea? Eu îți dădeam așa, să-ți recuperez niște bani. Da. Să oare, recuperez bani? Oare cine sunt acum? De la noi? De la Măsinschi. De la noi, mă? Mamă, e Michel și... Și Mabel. Michel, Mabel... Auzi? E Michel și cu Mabel, nu? Iată, stimați telespectatori, Ovidiu și mașina de pompieri. Iată, îl filmăm pe Ovidiu în această seară superbă de august, în America. Nu mai au voie să joace soccer, băieții. Nu mai avem voie să jucăm fotbal. Adică soccer. Adică soccer. De porc în America. Adică fotbalul e de porc. Iată-l pe Ovidiu cu case-ul de la cameră. De ce ești gelos că tu l-ai?
Da? Nu am case. Am și stativ. Are și stativ, asta nu se mai pune deja în trece orice măsură. Deja e obrăznicie. Deja e ciorănie. Deja e ciorănia lui Gicu. Da. Deja este o mare ciorănie, stimați telespectatori. Filmăm secvențe. Ultimele secvențe. Ultimele înainte de alarmă. Înainte de alarmă. La drill. Iată ce clar se vede în aceste imagini. Ovidiu, ne dați un interviu? Deci? Deci? Uite la vorba despre greci. Despre greci? Prealune. Ia zic, mă găsit. Proaspăte și mult. Vii și doar să fac reclame. Ce? Da? Cum vrei să o bere acum? Ha? Vrei berea mea cu tot? Nu, nu știu. Am ascultat tot soară reclame făcute la vina mea. Te-ai venit cu un care? Seara. Oh, Cătălin. Ce mișuri, 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 unul, că merge. Ce-i cu nești, mă? Hai, că mișuri. Ce-i făcut? Pe Cătălin îl filmez numai cineva. A special request. Da, uite unde deschide berea. Nu, am mersi. Aha. Ai auzit, mă? Pe Cătălin îl filmez numai cineva. A special request. Cum mănânci? Ia, mă, vrei? Nu, mersi, sunt full. Dancing Queen? Dancing Queen. Domnul Cătălin, lui domnul... România! Băi, hai să dezvoltăm subiectul ăsta. Lui domnul cu memo, este rușine să pun întrebările. Zi, zi ce să-l întreb, zi. Nu-l ce? Așa. Domnul Cătălin, spune-ți ceva să-l întrebăm noi, să-l întreb tu pe domnul reporter. Ceva interesant? Pe domnul reporter? Da. N-ai ce să vă? Așa? Ce să-ți faci? Savurezi? Bere ceva? Ce să bea acolo? Burbaise. Foarte bine. La pungă. Burbaise? La pungă? La pungă consumată. Așa. Bine, domnule. Altceva? Cum vi s-a părut piesa seara asta? A ieșit? Foarte bine. Da? Mi s-a părut bere. Foarte bine. Tu ai văzut, ai ascultat piesa? Da. Merge? N-are cum să meargă. Hmm? Șade. N-are cum să meargă. Monica, să te întreb ceva, mă. Bine, mulțumim foarte mult. Data aviatoare. Aviatoare. Toate. Unde au zis părut ăștia, mă? Data aviatoare. Filmează acum. Toate. Filmează acum, ciudănică. Bună seara, stimați telespectatori. Discutam. Ce ascunde? Nu se mai termină caseta aia, frate, odată. Nu mai ciorănii face. Auzi? Vorba românului. Da. Caseta ca caseta. Ca caseta. Da bateria. Da bateria servează bateria România. Să vorba mea. Ciorănia. Ah, ciorănia. Bateria. Stimați telespectatori, în direct din Fort Lauderdale, USA, întrebându-l pe domnul profesor. Cum ne-ați putut, frate, să vă uitați chitara la show? Ieșind pe ușă. Și cum ați putut să ieșiți pe ușă și să vă uitați chitara? Ar fi ieșit pe flut, ar fi și pe geam, dar n-am. Aha, am înțeles. Acum sper să nu cad eu pe aici. Și cum era să cânti fără chitară la show? Pe ce cântă? Întrebarea e proprie. Ai văzut Dumnezeu cum întoarce drevele? Întrebarea e proprie. Așa, deci dacă reformulez întrebarea... N-aveam cum să cânt fără chitară, nu? Aha. Deci e întrebare degeaba. Și tocmai de aia, după spusele Mihaelei... La creierul tău... O să pui o întrebare mai bună. Aha. Nu, pe mine m-a interesat doar cum era să cânti fără chitară la show. Da. Deci ai repetat acea întrebare care nu are niciun nonsens. Am înțeles. Nu are niciun nonsens? Ah, am înțeles. Ok. Mulțumesc pentru interviu. Again from Fort Lauderdale, USA, with a new interview with a great lady dancer. I would like to ask to you, how are you feeling here in America with the show and everything that's going on here? What? Just want to talk too much. What? To write something. Yeah, I will write later and I will put. You don't like this interview? I just wanted to ask you, how do you feel here in America? It's all right? Yeah. Everything is okay. All right. What kind of cigarette do you smoke there? I cannot see very well.
Perfect. Eu știu eu de asta. Okay. Now I'm feeling all right. Thank you for the interview. Unde e circul acolo? Mă, swap shop? Da, unde e circul? Swap shop. Deci nu s-au gras. Din nou, domn profesor, iar mă iei cu... Cu ciorănii? Iată cea mai bună bere, stimați respectători, ce-o slovacă. Așa, da. Într-adevăr, se apropie de gustul berii românești, Bergambir, sau poate Gambrinus. Are gust, este de calitate, mai ceva ca toate. Nu se compară nici cu Budweiser, nici cu Coca-Cola, nici cu lămâiță. Dar cu Ursus se compară? Poate se compară bine cu Coca-Cola, ca bere. Coca-Cola e băutură, ții? Prinț? Coca-Cola e băutură, jana mea... Berea este mâncare. E fundătură. Și mai presus de toate... Bă, știu eu, cui este ca o cuiz. Și mai presus de toate, poate, poate, pe la... Poate, sau pe la coate. Și fiindcă am văzut o nălucă, poate mai apuc-o? Mâna! Și fiindcă, dacă cumva... Hai să te salvezi. Oaie verde, ia-s-o mie. Din 5 lei mai am 1000. La mulți. Ia-ți-o ție. Ia mâna aia de acolo, că strici tot. Oaie verde, ia-s-o mie. Ia-ți-o ție, dă-mi 1000. Să trăiești. Ție, ție, nu ți-o-i da. La-la-la și la-la-la. Șa-șa-șa și șa-șa-șa. Fiindcă frate, frate, nu fac față. Nu faci față? Nu mai? Gata? Nu mai faci față? Nu mai, fac spate. Oaie verde și un căcat? N-am muncit, am transpirat. Ia mai zi Florina. Oaie verde și un pișat? N-am muncit, am transpirat. Oaie verde și Monica? Zboară, zboară! Ca se pică. Ca se pică! Mai bine nu mai zici nimica. Fiindcă... Monica Siraghi. Oaie verde de cine? Îmi zici ceva de următorul meci care îl vom face? În Israel ceva? Probabil? Am auzit că din păcate nu mai aveți voie să jucați soccer. Dar da, în Israel fotbal, se poate... Să jucăm what? What? Soccer. Soccer. Dar în Israel vom putea juca? Știu, vă doresc. Din informațiile care le... Vă doresc. Ce zici? Vă doresc. Vă doresc, dar oriunde veți fi, eu voi fi întotdeauna cel mai tare suporter. Așa că, stimați spectatori, reportul atent, de la fața ne dorește să plecăm în Israel. Auzi, ne dorește să plecăm în Israel. Să plecăm în Israel. Spune omul cel plen. Nu de alta, dar mă gândesc că fiind în Israel, poate oamenii se mai slobozesc, pentru că vorba aceea, Israel este țara sfântă și deja îl văd pe Marius mâna la cap, pentru că știe deja despre cine vorbea. E multisistem asta? Da. And work in Europe. Avem... In Europe work. Mă, tine, da, da. Frunzăver de deciment. Dumnealui e cam de ment. Dumnealui e cam de ment? Gra. Dar nu mi se mai scoală? Gura. Gura? Umele. Dă cât greu. Și dimineața, când mă duc și fac eu piața. Și acum, ca prin urmare, Monica e în sărbătoare. Bravo. Și maestru Ovidiu. Ia zi tu o rimă cu mine, hai. Poate vrei să te alerg. E grea rima asta, e grea cu Ovidiu. Poate vrei să te alerg pe aici. Are o mână de Iridiu. Cum, profesor? Bine, domn profesor. Cum? A început să vorbească, domn profesor, a? A început să vorbească, da, fie adevărat. Cum? Cine? N-am înțeles. Care? Bă, oricum te-am înregistrat. Și așadar și prin urmare, are și o chitară mare și în fiecare seară la cântare face câte o săpătoare. Șa, șa. Asta dacă nu uită capetul. Da. Să știi că mai ține baterie. Baterie e jumate. Sunt de noștri? Băi, baterie e jumate, caseta mă mir cât mai ține. Aici e bine când te chidară. Pe 2 minute. 2 minute? Și 2 minute. Ia, cât?
puțin, că știu cât mai are. Poți să știi? Bateria, îți spun eu. Cât mai are? Cam vreo... 10 ori? 10. Da, dacă o închid și o mai las un pic să zic și mai așa... Ești început, filmezi acum... Auzi? Du-te și tu mai înainte. Zoom-ul ăla. Comentează ceva, maestru. Pentru televiziunea din Bangladesh. O bijuterie de cameră. În România, probabil, e $500 așa ceva. Sunt sigur că e $500. Și eu, care am la fel, sper să n-ajung în situația să o vând. Și nici tu. Ca să luăm banii pe ea. Fică este grozavă camera și merită. Asta am de spus. Bine. Acestea fiind spuse, ne retragem. Tape end. Ce frumos scrie. Tape end. Da. Escape is beginning. Așteptăm la ciorănii din ce în ce mai noi. Poate în anul 15.000. Sperăm că nu. Să aveți o seară bună. Să aveți o seară săptămână. Și mâine dimineață... Peste 2 luni jumate o să fim la coadă, frate. Și mâine dimineață căldură bună. Și mâine dimineață vom cânta la terminal. Și după aia? Și după aia... Bine, frate. Și cu aceasta, orchestra noastră a luat sfârșit. Orchestra noastră. Așa spus romanii. Orchestra noastră. Sigur, orchestra noastră. Orchestra noastră. Bine. Dar tu, dumneata, de ce râzi? Nu spui și dumneata la fel la anunț? Nu. Nu? Dar cum zici? Nu știam vorba cu ceva de asta. Cum să termin? Doresc o seară plăcută în continuare. Da, și dacă e dimineață, după nuntă? Dacă e dimineață, ne mai revedem și altă dată. Da? La nuntă să spui, ne mai vedem și altă dată, înseamnă că la altă nuntă, cine cu cine? Adică la divorțează și sunt ceva unul cu alul.